22 mai 2024. Azi am venit așa prin stupină și aici am prima matcă împerecheată cu prezența puietului larvar, ceea ce înseamnă că odată cu apariția puietului larvar s-ar putea să am și căpăcit, nu știu sigur, dar în funcție de cum vin albinuțele aici cu polen, adică au o rată foarte bună de prezența a polenului, fiecare a treia, a patra albină vine cu polen, mai mult ca sigur există deja puiet larvar de la o matcă tânără de anul acesta și este foarte bine să vin acum cu ce o să vin la el, cu primul tratament pentru acest, sper să nu cadă telefonul, o să vin cu primul tratament cu formic. Iată, vin și două, trei albine, una după alta, care se înghesuie la urdiniș cu polen. Deci aici am o matcă împerecheată. Dar nu este suficient acest lucru, fiindcă trebuie să verific și vizual. Am aici notat. Deci este în regulă. O bănuiam că este împerecheată de la ultima vizită. Dar acum mă interesa apariția puietului larvar, nu neapărat primele ouă. Deci acest lucru pentru a putea aplica tratamentul antivaroa. Aplic tratamentul antivaroa cu acid formic, după calculele mele, va fi primul testat cu, așa cum am calculat eu, formicul și cum se va da la aceste mici nuclee de împerecheat sau roiuri, cum se va da formicul. Deci formicul la aceste mici colonii le-am calculat în astfel că odată cu apariția larvarului crește feromonul juvenil, să zic așa, adică comunicarea dintre larve și albină crește și matca deja și-a făcut și ea feromonii mai puternici odată cu depunerea pontei aproximativ de o săptămână, dacă nu mă înșel. Așa că eu ce am să fac, cantitatea de albine este micuță, nu este foarte mare, are mâncare, e pe 3 rame, dar acum pot curăța de varoa foarte bine acest mic roișor, să-i zic așa. El a fost format pe 4 rame. A fost printre primele formate anul acesta și a fost format cu mâncare, ca să înțelegeți, deci foarte, o cantitate foarte bună de miere, are și polen. Albinele care le-ați văzut la urdiniș au adus aceste cantități de polen. Bun. Și acum să văd puietul larvar. Puietul căpăcit pe care a fost format a eclozat. Cel puiet căpăcit a eclozat și acum trebuie să mai are câteva celule. Era ideal să nu aibă niciuna. Dar nu sunt celule de la
puietul trecut, ci celulele de la puietul larvar care este acum format. La început matca când depune, să vedeți, deja căpăcit undeva la 30-40 de celule, este o matcă carpatină, este o matcă de roire. Voi vedea, era ideea să nu fie căpăcit nici o larvă, dar am întârziat cu o zi. Dar fiindcă folosesc formic, nu mă va deranja foarte tare. Dar era ideal să nu aibă puiet căpăci. Acest lucru se poate acum scăpa, să zic așa, de varoa. Am făcut micuță. Iată, deja e larvar și aici, matca se grăbește să depună cât mai multe ouă, pot veni pe această ramă. Așa, să vedem. Nu știu dacă focalizează. Important este că ea a umplut aici cu ouă și are deja larvar. Deci, odată ce puietul căpăcit, deci ouă de cel puțin 10 zile. Primele larve căpăcite au depus deja primele ouă acum 10 zile. Bun. Bine, albinuța cu polen nu o să dureze până își face ea colonia, adică până eclozează primele albinuțe, mă rog, o să dureze. El va fi pregătit, să zic așa, probabil pentru iarnă deja, numai nu ne gândim altfel la aceste mici roiuri. Bun, acum ce este important, mă, ai văzut cât de rară este albina, cât formic să-i dau lui. Am să vă zic cât formic o să le dau. O să le dau formic de 60%, dar cât le dau? Aici probabil sunt vreo 5 varoa în total. Mai mult nu estimez, fiindcă și colonia de unde a fost făcută a fost tratat tot timpul cu formic. Și atunci o să-i dau doar 2 ml de formic, atâta are nevoie. Să curăț un pic acest mic ulup. O să-i dau 2 ml de formic. Deci e foarte puțin, ce înseamnă un astfel de uluc plin are 10 ml. Până la despărțitor are 2 ml sau 4, are 4 ml și atunci eu doar dau câte un strop, 1 ml, atât. Ăsta e tot formicul care îl va primi, deci foarte, foarte puțin. Acum nu trebuie să fie el foarte eficient, mai degrabă protejez albina care intră cu varoa pe spate. Fiindcă ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Noi nu știm exact ce stupi avem în zonă care nu sunt tratați. Și atunci aceste albine de obicei se întâlnesc cu alte albine, iar varoa are această capacitate de a se muta de pe o albină pe cealaltă, fiindcă depistează foarte ușor albina infectată. Deci o varoa, de obicei când se mută pe o albină sănătoasă, are capacitatea asta de a
depista albinele deja infestate cu virus din începăturile anterioare. Cum face acest lucru varroa, nu mai a știe, dar o face. Asta este important că o face. Cel mai bine este să-ți cunoști inamicul. Și iată așa, cu acest tratament care pare așa, zici că în cei aia, adică ai dat acolo 2 ml de formic, la ce ajută? Păi la ce se ajută? Ajută la eliminarea varroa sau a ținerea în curățenie a roiului respectiv. Dacă chiar dacă nu folosiți formic, se pot folosi benzi, diferite benzi cu tratamente, roiurile trebuie tratate, nu trebuie lăsat că vai ce frumos e curat, nu știu ce, nu. Trebuie avut mare grijă cu varroa tot timpul. Dacă reușești să ții varroa sub control, anul viitor vei avea familie frumoasă. Deci, dacă anul ăsta faci un management bun al lui, al varroa, anul viitor sper să ai niște familii ok. Dacă nu, s-ar putea să nu depindă doar de matcă, puterea unei colonii, ci și de infecția cu diferiți virus. Iată așa o să țin eu sub frâu varroa anul acesta. Până data viitoare, numai bine!